Judecători, capitolul 3, începând cu versetul 7. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul și au slujit Baalilor și idolilor. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui Cușan Rișataim, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși 8 ani lui Cușan Rișataim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul i-a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit, pe Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan Rișataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan Rișataim. Țara a avut odihnă 40 de ani sub domnia lui Otniel. Amin. Amin. Doamne Iisuse, cuvântul Tău întotdeauna este bun. Amin. Cuvântul Tău întotdeauna este adevărat. Amin. Cuvântul Tău întotdeauna este viu și lucrător. Amin. Și mulțumim că și cuvântul Tău întotdeauna este și transformator. Amin. Mulțumim că ne-ai dat harul să fim în casa Ta. Amin. Și mulțumesc pentru fiecare bărbat, fiecare femeie, fiecare copil prezent în locul acesta. Și pentru că suntem aici, Doamne, știm că nu ne vei lăsa să plecăm cu mâna goală de aici. Amin. Nu ne vei lăsa să plecăm nici cu inima goală de aici. Amin. Și pentru că Tu ești Dumnezeu în biserica aceasta și nu vrem să fie altfel, Te rugăm, binecuvintează-ne dumnezeiește. Amin. Așa cum Tu doar știi să binecuvintezi. Amin. Tu știi ceea ce este în fiecare inimă, știi ceea ce este în fiecare casă, știi ceea ce este în fiecare minte, știi ceea ce este în fiecare suflet și duh. De aceea Te rugăm să ne dai har, să ne dai viață, să ne dai vindecare spre slava numelui Tău. Aleluia! Amin. Amin. Rog să ocupați locul. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Fraților, surorilor, îi mulțumim lui Dumnezeu că în această seară suntem din nou în casa Sa. Este o seară specială pentru că este seara de închinare. Amin. Și ori de câte ori suntem la închinare și ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu, la închinare eu cred într-un miracol, că se petrece un miracol. Care? Întotdeauna când mă închin lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu mă transformă. Amin. Dar întotdeauna Dumnezeu mă transformă. Când vin la Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, cu dorința de a mă închina lui Dumnezeu, nu vin cu idei preconcepute, nu vin cu prejudecăți, nu vin cu mofturi. Când vin să mă închin lui Dumnezeu, este imposibil să plec din locul acesta fără un miracol din partea lui Dumnezeu, gloriei lui Dumnezeu. Amin. Când însă vin în casa lui Dumnezeu cu alte scopuri, probabil că nu mi se întâmplă nimic. Când însă vin în casa lui Dumnezeu doar cu scopul sfânt să mă închin lui, viața începe să fie transformată și binecuvântată prin Duhul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Duminică este și luni, este, știți că și duminică și luni sunt zile de sărbătoare. Amin. Și duminică și luni sunt zile de sărbătoare națională. De când avem în Parlamentul României un senator pentecostal, ăsta s-a luptat ca și ziua de luni, e vorba de fratele Ghiță David, s-a luptat ca și ziua de luni să fie zi liberă. Acum am văzut că se bată ortodoxii să mai câștige și ei o zi liberă a unui sfânt ceva, nu știu ce sfânt, dar noi ne mulțumim cu Sfântul Duh. Amin. Și suntem foarte bucuroși că duminică și luni este zi de sărbătoare și din cauza aceasta și în ziua de duminică și în ziua de luni dimineața la orele 10, doar luni dimineața ne întâlnim aici în casa lui Dumnezeu la închinare, slăvit să fie Domnul. Amin. Însă pentru că trăim de 2000 de ani, trăim în epoca Duhului Sfânt. De 2000 de ani trăim în cea mai importantă epocă din istorie, trăim în epoca Duhului Sfânt. Amin.
Și pentru că trăim în epoca Duhului Sfânt, Dumnezeu mi-a dat un cuvânt special pentru această seară. Credeți că Dumnezeu este în locul acesta? Credeți că Dumnezeu are un cuvânt special pentru fiecare dintre dumneavoastră? Vă rog să ridicați o mână. Aleluia! Așa! Amin! Credeți că veți pleca de aici cu un miracol în inimă? Glorie Domnului! Eu plec cu două. Am dedicat-o. Doamne ajută-mă! Doamne, eu nu-s mai șmecher, dar sunt un pic mai pasionat. Doamne ajută-mă! În locul dumneavoastră eu m-aș ridica și în picioare când e vorba de miracol. Când e vorba de miracol. Însă, vreau să vă spun ce mi-a descoperit mie Dumnezeu săptămâna aceasta despre Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Amin. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Amin. Amin. Și aș vrea să nu uităm adevărul acesta. Noi îl știm cu toții. Eu doar îl repet în această după-amiază. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt vine în inima mea și aduce mântuirea. Un alt adevăr pe care trebuie să-l învățăm în această seară și să-l credem este următorul. Nu pot fi mântuit fără Duhul Sfânt. Amin. Duhul Sfânt este cel ce îl aduce pe Iisus Hristos în inima mea. Deci nu pot fi mântuit fără Duhul Sfânt. Fără vorbirea limbi pot fi mântuit. Dar nu pot fi mântuit fără Duhul lui Dumnezeu. E adevărat că în lumea neoprotestantă, penticostal, baptiști, creștini după Evanghelie, există de zeci de ani o luptă surdă, penibilă, jenantă. Penticostalii spun, unii penticostali spun așa, ceea ce spun, spun cu toată îndrăzneala și o spun în fața oricui. Penticostalii spun așa, semnul că ai primit Duhul Sfânt sau ai fost botezat cu Duhul Sfânt este vorbirea limbii. Baptiștii, printre care mă aflu și eu în această seară, deși eu nu sunt doar baptist, eu sunt și penticostal, și sunt și baptist. Amin. Baptiștii însă vin și spun, nu-i neapărat nevoie să vorbești în limbi ca să primești Duhul Sfânt. Acum, pentru că eu nu sunt doar baptist, eu sunt baptist, dar nu sunt doar baptist, ci sunt și penticostal, cred și vreau să vă spun că mă silesc să am o teologie biblică, nu baptistă sau penticostală. Pentru că este fundamental ca ceea ce eu cred și vă învăț pe dumneavoastră să fie strict din Cuvântul lui Dumnezeu, după Duhul lui Dumnezeu. Amin. De aceea cred și vă mărturisesc. Și ceea ce cred eu, crede și fratele Cătălin, și ceea ce credem noi, cred majoritatea pastorilor din lumea aceasta și chiar a preoților care cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este cel ce aduce mântuirea în ființa mea. Amin? Amin. Fără Duhul Sfânt nu pot fi mântuit. Pot fi mântuit însă fără vorbirea în limbi. Când va veni cineva la dumneavoastră și vă va spune, vă va întreba, vorbești în limbi? Și el îți va, și tu îi vei spune nu. Și el îți va spune, atunci n-ai Duhul Sfânt, să știți că ăla este un mincinos. Nu există în Biblie vreun asemenea adevăr, vreun asemenea verset care să ne spună că dacă nu vorbești în limbi, n-ai Duhul Sfânt și nu ești mântuit și Dumnezeu să ne ferească, să ne ferească de asemenea gândire, de asemenea psihologie care nu are nimic comun cu Duhul lui Dumnezeu și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu mi-a pus pe inimă în această seară câteva adevăruri fundamentale. Am citit textul acesta din Vechiul Testament. Și o să rămânem în această seară în Cartea Judecător. Și o să urmărim patru bărbați din Cartea Judecători despre care Biblia și despre fiecare Biblia spune că peste fiecare a venit Duhul Sfânt. Și aș vrea să învățăm ce se întâmplă, fraților, când Duhul Sfânt vine peste mine și vorba vine în mine. Amin. Amin. Diferența între Vechiul Legământ și Noul Legământ este următoarea. În Vechiul Legământ, Duhul Sfânt venea peste oameni. Asta era în Vechiul Legământ, adică în Vechiul Testament. În Noul Legământ însă, Duhul Sfânt vine în oameni. Amin. Amin. Asta este una dintre diferențele majore dintre Vechiul Legământ și Noul Legământ.
Și am citit pasajul acesta și o să mai citim încă câteva versete în această seară, despre câțiva bărbați peste care a venit Duhul Sfânt. Și acum, ce vreau să învățăm și ce ne spune Dumnezeu în această seară? Când Duhul Sfânt vine în ființa cuiva, persoana aceea, dintr-o dată, devine deosebită. Amin. Și am găsit în Vechiul Testament, m-am oprit doar în Cartea Judecător, exemplele pot să fie multiple din Vechiul Testament, dar m-am oprit doar în Judecători și am înțeles adevărul acesta fundamental. Când Duhul Sfânt vine peste mine, când Duhul Sfânt, cum suntem noi în nou legământ, vine în mine, devin supranatural. Primesc putere supranaturală în viața mea să trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Deci, fraților, surorilor, toți cei ce suntem aici în această seară specială, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Duhul în Judecător 3:10. Duhul Domnului a venit peste el, peste Odniel. Duhul Domnului a fost peste el și auziți, el, Odniel, a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan Rișataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan Rișataim. Și ce s-a întâmplat cu Otniel când Duhul lui Dumnezeu a venit peste el? Dintr-o dată, toată viziunea lui, toată psihologia lui și toată direcția lui a fost schimbată. Amin. Amin. Fraților, când Duhul Sfânt vine peste mine și vine în mine, mi se schimbă toată optica. Și unul dintre primele lucruri care încep să le fac atunci când Duhul Sfânt vine în inima mea, este că încep războiul. Dar nu cu cei de lângă mine, cu mine. Mulțumesc de aminul puternic. Amin. Alo, amin. 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 Știți care este cel mai mare dușman al tău? Știi care este cel mai mare dușman al tău? Cel mai mare dușman al tău ești tu. Amin. Cel mai mare dușman al meu sunt eu. Cel mai mare dușman al lui Cosmin îi Cosmin. Cel mai mare dușman al lui Dorin îi Dorin. Este firea pământească. Știți, noi avem impresia că dușmanii sunt în jurul nostru, sunt în biserică, sunt în vecini, sunt în pisică, în cățel, sunt în, eu știu, în guvern. Nu. Dușmanul tău cel mai periculos este în tine. În mine. Și este vorba de firea pământească blestemată. Și din cauza aceasta, Vechiul și Noul Testament spune că inima omului este desnădăjduit de ea. Și nespus de înșelătoare. Așa este inima. Se referă la eul din lăuntru. Se referă la firea pământească. Și aș vrea să facem această aplicație practică. Când Duhul Sfânt a venit peste Otniel, dintr-o dată tipul ăsta a început războiul. Acum, eu n-am cu cine să mă războiesc în stânga și în dreapta mea. Și o să vă mai spun încă o chestiune foarte importantă. În momentul când Duhul lui Dumnezeu a venit peste Odniel, ăsta a început războiul și aplicația în nou legământ este că în momentul când Duhul Sfânt vine în inima mea, eu încep războiul cu mine, nu cu soțul. Nu cu copiii. Nu cu soția. Nu cu pastorul încep războiul. Ci încep războiul împotriva firii mele pământești blestemate și nerăstignite. Eu încep războiul și încep să-mi răstignesc firea pământească. Amin? Amin. Fraților, dovada că Duhul Sfânt este peste mine. Este că am început războiul. Asta s-a întâmplat cu Otniel. Și a început războiul. Adevărat, el a început războiul cu dușmanii poporului lui Dumnezeu. Însă când Duhul Sfânt vine peste mine, eu încep războiul cu mine. Cu eul meu. Amin. Știți care sunt cei mai periculoși oameni din biserică? Știți deja că trăiți prin deducție și știți mai repede decât eu pot să vă grăiesc mesajul acesta. Cei mai periculoși oameni din biserică sunt oameni care sunt credincioși, care nu sunt plini de Duhul Sfânt.
Cei mai periculoși oameni din biserică sunt credincioșii peste care n-a venit Duhul Sfânt. Știți de ce? Ăștia sunt oameni firești. Ăștia sunt oameni neduhovnicești. Ăștia nu sunt în război cu ei, cu sinele lor. Ăștia sunt în război cu alții. Și să vă dau o dovadă clară prin care putem să ne evaluăm dacă Duhul Sfânt este în mine sau nu este în mine. Dacă sunt născut din nou sau nu sunt născut din nou. Dovada că sunt născut din nou este Otniel. Dovada că Duhul lui Dumnezeu este în mine, putem să o învățăm de la Otniel, este că încep războiul cu mine. Dovada că Duhul lui Dumnezeu nu este în mine, este că eu sunt în război cu alții. Când sunt în război cu alții, nu-i Duhul Sfânt acolo. Când sunt în război cu sinele meu, când sunt în război cu firea mea pământească, sigur, Duhul lui Dumnezeu este în mine. Amin. Amin. Și să mai spun încă o trăsătură. Cum pot să mă verific că Duhul lui Dumnezeu este peste mine și este în mine și în alte cuvinte să născut din nou? Știți încă o trăsătură. Zice Scriptura că țara a avut odihnă. Când Otniel a devenit judecător. Adică, după ce Duhul lui Dumnezeu a venit peste omul acesta, și Duhul Sfânt a fost peste el, și ce s-a mai întâmplat? Ăsta a adus pace. Unde se duce un om în a cărui viață locuiește Duhul Sfânt? Ăsta transmite și distribuie în jurul lui odihnă. Pace. Roada Duhului Sfânt este pace. Dacă vreți, odihnă. Amin. Iată, de la farmacie poți să-ți cumperi somn. Dar odihnă doar Duhul lui Dumnezeu. Amin. De la farmacie poți să-ți cumperi tratament. Dar odihnă, pacea, doar Duhul lui Dumnezeu. Amin. Și unde este prezent Duhul lui Dumnezeu, dovada că Duhul lui Dumnezeu este în mine, este că sunt în război cu firea mea pământească. Și ce spune Noul Testament, zice Apostolul Pavel prin Roman, mi se pare 8, 9, 10, pe acolo, prin 8 mai ales, 7, 8, zice că firea se războiește cu Duhul și Duhul se războiește cu firea pământească. Dovada, iată-l pe Otniel. În momentul când Duhul Sfânt a venit peste el, a început războiul. Domnilor, dacă Duhul lui Dumnezeu este în mine, eu sunt într-un război continuu. Cu mine. Cu sinele. Amin. Amin. Repet încă o dată. Nu cu mine. Tu nu ești în război cu mine, tu ești în război cu tine. Eu sunt în război cu mine. Amin. Amin. Însă, vreau să mergem mai departe. Când Duhul Sfânt vine în ființa mea, eu devin special, deosebit. Adică începe războiul împotriva firii pământești și, pe urmă, eu încep să transmit pace. Să nu uitați. Asta s-a întâmplat cu Gedeon. Și asta se întâmplă cu orice om care este născut din nou și când sunt născut din nou, Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine. Amin. Când sunt născut din nou, Duhul Sfânt se odihnește peste mine și eu dau odihnă, eu dau liniște. Eu dau serenitate în jurul meu. Eu dau bucurie în jurul meu. Eu transmit pace în jurul meu. Și nu-i de mirare că Domnul Iisus Hristos înțelege adevărul acesta și în predica de pe munte face o afirmație revoltătoare în predica de pe munte, în cele 9 fericiri, și spune ferice de făcătorii de pace. Ferice de împăciuitori. De aia care fac pace. Pentru că ei vor fi chemați ce? Fii lui Dumnezeu. Amin. Dar aici trebuie să fie Duhul Sfânt ca să pot să fiu distributor de pace, de odihnă. Amin. Când vedeți în jurul dumneavoastră vreo soră, vreo frate, care transmite numai război, numai semnale din astea, știi? De arici, ariciste din astea, știi? Acolo nu-i Duhul Sfânt cum nu-s eu papa de la Roma. Dar unde Duhul Sfânt este prezent, eu transmit pace, odihnă, liniște, bucurie, serenitate, relaxare. Amin. De tapita mă susține. Slavă Domnului! Să mai vin tapita la strâncă, mă ajuți.
Vreau să mergem acum la un alt, la un alt personaj din nou, din Vechiul Testament. Vă rog să dați o foaie sau două, Judecători, capitolul 6. Și următorul personaj se numește Gedeon. Următorul personaj se numește Gedeon și este foarte important. Gedeon, Judecător, capitolul 6. E foarte important. Mesajul din această seară se numește Miracolele Duhului. Noi despre miracolele pe care Duhul Sfânt le face în viața noastră învățăm în această seară. Unde vine Duhul Sfânt, am spus adineauri, acolo se petrec miracole. Amin. Unde vine Iisus Hristos, acolo se petrec miracole. Unde vine Dumnezeu Tatăl, acolo se petrec miracole. Amin. Amin. Și împreună cu noi aici este și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt. Amin. Deci noi experimentăm miracole dacă Duhul lui Dumnezeu este în noi. Doamne, ajută-ne! Vă rog să deschideți deci în Judecător 6. Ați găsit Judecător 6. Este superb ceea ce urmează să citesc. O să citesc pe sărite câteva versete, de la 11. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teas ca să-l ajute, ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și a zis: Domnul este cu tine, viteazule! Gedeon i-a zis, fiți atenți, diferență de atitudine de la înger la Gedeon. Îngerul îi spune: Domnul este cu tine, viteazule! Și au zis Gedeon: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian, oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai prăpădit și mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu, cu majuscul, îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis: voi rămânea până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un iert și a făcut azim dintr-o efă de făină. Vă dați seama că asta a durat un pic, că nu era mătușa Bila, știi? Și unchiul Kaufland. Aici, în 5 minute, se ducă cu bicicleta până la Kaufland și se cumpere aluatul gata făcut. Deci până ăsta a făcut turtă și a muncit un pic acolo. Au trecut câteva ceasuri. Însă auziți cuvântul lui Dumnezeu, zice așa: Gedeon a intrat în casă, a pregătit un iert. Auziți, a pregătit și iert. Și a făcut azim dintr-o efă de făină. Știți, carnea de iert e mai bună ca cea de miel. Din punctul unora de vedere, cred că începeți unii să salivați. A pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală, le-a dus sub stejar și le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a atins vârful toiagului pe care l-avea în mână și Îngerul Domnului a întins vârful toiacului pe care l-avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile. Și Îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis: vai de mine, stăpâne, Doamne, am văzut pe Îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis: fii pe pace, Gedeon, nu te teme. Că și nu vei. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii.
Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era al familiei Eliezer. Și acum trecem pe pagina următoare, la versetul 34. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. A sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. A trimis soli în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis soli în Asher, în Zabulon și în Neftali, care s-au suit să le iese înainte. Și, bineînțeles, că istoria continuă. Și majoritatea dintre noi știm restul istoriei lui Gedeon. Biblia ne spune că în momentul când Duhul lui Dumnezeu a venit peste Gedeon, dintr-o dată devine altul. Când Îngerul a venit prima dată la Gedeon, știți cum era Gedeon? Un speriat, un panicat. Suferia de sindromul acesta al slăbiciunii, al persecuției. A crezut că este un ratat, că este un nimeni. Suferia de complex, de inferioritate. Eu sunt bun de nimic. Eu sunt ultimul. Eu sunt cel mai propriu. Eu sunt cel mai sărea. Eu sunt vai și amar de mine. N-ați auzit fraii și surorilor care mereu zic vai și amar. Păi vai și amar. Ei zic vai și amar. De aia tot timpul zic vai și amar. Să nu mai ziceți vai și amar. Nu mai ziceți vai și amar, că din cauza asta e vai și amar pe lângă voi. Să ne schimbăm vocabularul. Ăsta era Gedeon. Și când a venit Îngerul la el, era numai vai și amar. Vai și amar. Vai și amar. Adică tragedie, 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 tragedie. Când a venit Îngerul Domnului la el, Gedeon părea să fie un exemplu clasic al perdantului. Ce înseamnă perdant? Unul care nu mai pierde. În lumea avocaților este mai cunoscut termenul acesta. Perdant este unul obișnuit să piardă. El pierdea de obiectiv. El era sub călcâiul lui Madian și așa era, Israelul era potropit de Madian. Ăia veneau și le luau recoltele și tot ce mișca, ăia aduceau în țara lor. Când Îngerul i-a zis Domnul este cu tine, viteazul. Cred că Gedeon s-a urcat în jurul lui să vadă dacă mai este cineva. Nu cumva se adresează Îngerul altcuiva. El era atât de slab, era atât de căzut psihic, era atât de praștie, era atât de perdant, încât nu-și imagina că se mai poate ieși din cloaca în care era el, din gaura, din mocila în care era el. Și am descoperit de acolo un lucru pe care îl știți cu toții, sau îl știți majoritatea. Fraților, unii în această seară, în locul acesta, s-ar putea să fim exact ca Gedeon. Numai vai și amar. Perdanți de sus până jos. Speriați, negativiști. Asta era Gedeon. Până când a venit Domnul la el. Până când Domnul i-a vorbit și până când Duhul Sfânt s-a coborât peste el și cuvântul lui Dumnezeu zice Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Amin. Și în momentul când a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, știi ce face și ăsta? Pornește la război. Nu mi se pare ciudat. Măi, cum vine Duhul Domnului peste ei ăștia, toți porneți la război. Aplicația în Noul Testament, în Noul Legământ, este război împotriva mea. Amin. Și împotriva păcatului. Doamne ajută-ne. Amin. Însă, Duhul lui Dumnezeu ne face o descoperire foarte importantă. Dumnezeu nu privește la ceea ce ești acum. Ci Dumnezeu privește la ceea ce vei fi prin Duhul Său. Amin. Când Îngerul a venit la Gedeon, a zis, Domnul este cu tine, viteazul. Cu cine vorbește? Eu nu-s viteaz deloc. Însă Domnul vorbea cu perdantul ăla. Vorbea cu slabul ăla, cu ăla care zicea despre sine numai vai și amar, vai și amar de mine, vai și amar de mine, vai. Când însă Duhul lui Dumnezeu vine peste el, dintr-o dată devine curajos. Și știți cum devine? Viteaz. Pentru că atunci când Dumnezeu îți spune ceva, întotdeauna se împlinește. Unii dintre dumneavoastră vă uitați la dumneavoastră și spuneți, na,
Așa. Cum zice asta? Așa. Dar asta este ceea ce tu spui despre tine. Tu să nu te uiți și să nu te iei la ceea ce tu spui despre tine, ci tu trebuie să te iei la ceea ce Domnul spune despre tine. Și noi trebuie să ne luăm la ceea ce face Duhul când vine în viața noastră. Amin. Și în momentul când Duhul lui Dumnezeu l-a îmbrăcat pe ăsta cu putere, devine un curajos și începe să poarte războaiele Domnului și devine lider și din nou începe războiul. Însă aplicația în nouă legământ este că nu încep război cu alții, ci încep război cu mine și cu păcatul din mine. Amin. Însă vreau să mergem mai departe. Când Gedeon a sunat din trâmbiță și și-au spus vecinii, cine sună din trâmbiță? Și Gedeon. Cine? Ăla perdat, ăla e bun de nimic. Ăla nu a făcut nimic în viața lui niciodată bun. Ăla care tot timpul zice, vai șamar. Cine sună din trâmbiță? Zice, Gedeon. Ăla slab, ăla bun de nimic. Ăla. De ce sună din trâmbiță? A venit Duhul Domnului și l-a îmbrăcat cu putere. Amin. Și jamai se zisa, când Duhul Domnului vine peste mine, încep să cânt. Amin. Alo? Amin. Amin. Doamne, nu mai murmur, nu mai sunt cârcotaș. Când Duhul Domnului vine peste mine, începe să mi se schimbe viața. Și eu încep să cânt și să... Serios. Amin. Eu nu plăsnesc să dansez aici, dar cu și-o iau. Dar când Duhul, asta se întâmplă, când Duhul Domnului vine peste mine, încep să cânt la instrumente, încep să cânt bucura, începe să-mi cânte inima. Pentru că asta se întâmplă când mă umple Duhul de putere, zice Scriptura, Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Doamne, îmbracă-ne pe toți cu tine. Amin. Cu Duhul Sfânt. Amin. Domnilor, când te îmbracă Duhul cu putere, adică atunci când vine Duhul cu putere peste tine și te îmbracă cu putere, nu mai ești ala. N-ai cum. Începi să cânti. Amin. Chiar și la instrumente. Amin. Doamne, inima începe să-ți cânte. Toată ființa începe să-ți cânte. Asta face Duhul Sfânt. Amin. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Doamne, fraților, surorilor, doamnelor, când Duhul Sfânt vine peste mine, devin curajos. Mi se schimbă psihologia. Acum vă pun o întrebare foarte serioasă și în câteva minute încheiem studiul din această seară. Că asta e studiul, nu-i predică. Asta e studiul. Păi nu ai diferit, predica-i duminică. Predica-i duminică. Însă, vreau să pun o întrebare. Ce s-a întâmplat lui Otniel și lui Gedeon? Că dintr-o dată, viața lor devine un miracol. Deja știm cu toții. Duhul i-a îmbrăcat putere. Amin. Unde vine Duhul Sfânt și când vine Duhul Sfânt, mă îmbracă cu putere, dar puterea este cu semnul plus. Amin. Puterea este cu semnul plus, nu cu semnul minus, cum suntem unii între noi și cum sunt unii creștini și unele creștine. Noi suntem, avem putere, dar cu semnul minus. Adică putere destructivă. Nu, când vine Duhul Sfânt, El îmi dă putere cu semnul plus, pentru că factorul Dumnezeu este întotdeauna cu semnul plus. Unde vine Duhul Sfânt, întotdeauna este semnul plus. Și este o atitudine pozitivă, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul mătești, slăvit să fie Dumnezeu. Oare noi experimentăm puterea Duhului Sfânt, fraților? Și ce mi-a zis un tip care m-a șicanat, un prieten al meu, nu baptist, m-a șicanat și mi-a citit, eram noi la o dispută teologică, dar iubește, mă iubește și ne respectăm foarte mult. Zice, voi știți cum sunteți voi baptiștii? Și mi-a citit un verset despre un tip care trage din Fapte 8, Simon, vrăjitorul, care ce doar s-a botezat. Dar Duhul Sfânt nu l-a primit. Deci el era doar baptist. Zic, nu fi rău. Nu fi rău. Nu fi rău. Fraților, vă pun o întrebare cheie. Și m-am gândit la replica pe care, sau la gluma pe care a făcut-o amicul cel la mine. Nu cumva noi doar ne-am botezat. Doar ne-am botezat.
Pentru că unde este Duhul Sfânt, e putere. Amin. Am spus în începutul acestui studiu, în această după-amiază, că nu putem fi mântuiți fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel ce aduce pe Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu în viața. Nu cumva, fraților, suntem doar oameni credincioși. Mai suntem și moral câteodată. Dar nu cumva Duhul și puterea Duhului nu este în viața mea. Pentru că unde vine Duhul Sfânt, fraților, nu mai pot să fiu cum am fost. Adică, după ani de zile de pocăință, nu mai pot să fiu cum am fost. Dacă Duhul locuiește în mine și dacă Duhul m-a îmbrăcat cu putere și dacă Duhul a venit peste mine, încep să se simtă schimbările și nu numai să se simtă, să le vadă și alții în viața mea. Amin. Și ceea ce mi se pare interesant, și la Omniel și la Gedeon. Nu știu cât au fost ei conștienți de miracolul care s-a petrecut în viața lor, dar alții au devenit conștienți. Și cine suflă cu trâmbița? Ce Gedeon, fiul lui Maaz, ne cheamă la luptă. Alții au văzut schimbarea în viața lui Omniel și a lui Gedeon. Alții au simțit schimbarea pentru că a început să-i motiveze pe oameni să trăiască și să lupte pentru Domnul. Întrebare de 1000 de puncte. Dacă l-aș întreba pe soțul tău, frate, există vreo schimbare în viața soției tale de când s-a pocăit? Dacă aș întreba pe soția ta, soră, există vreo schimbare în viața soțului tău de când s-a pocăit? Dacă aș întreba pe copiii tăi, există, sau pe vecinii tăi, Doamne, cum e ăla? Ar ști oamenii că ai fost îmbrăcat cu puterea Duhului Sfânt? Ar ști oamenii că ești un dulce, o dulcică? Ar ști oamenii că ești o tandră, că ești un tandru? Ar ști oamenii că ceva bun s-a întâmplat în viața mea, în viața ta? Că dacă nu, e o problemă gravă cu tine, sau cu mine, sau cu oricine. Amin. Doamne, îndură-te de noi. Amin. Să trecem la următorul personaj care se găsește în Judecători, la capitolul 13, Judecători, capitolul 13, e vorba de Samson. Samson ăsta este un tip teribil. Este un tip interesant, un bărbat puternic. Probabil că arăta destul de bine Samson. Era un tip puternic. Însă ceea ce mi-a atras atenția la Samson și aș vrea să privim din latura aceasta este următorul aspect. De 4 ori Biblia spune despre Samson în 13:25, în 14:6, în 14:19, în 15:14, de 4 ori Biblia spune așa, Duhul Domnului a venit peste el. Sau Duhul Domnului a început să-l miște. Și au zis în 13:25, Duhul Domnului a început să-l miște. Vom mai departe, în 14:6, Cuvântul lui Dumnezeu mai spune încă un lucru, Duhul Domnului a venit peste Samson. Și mai există încă 2 versete care spun același lucru despre Samson, în versetul 19, a treia oară, Duhul Domnului a venit peste Samson. Și s-a coborât. Și pornul versetul, în capitolul 15:14, Biblia spune, atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funile au cedat, s-au rupt. De 4 ori, Biblia spune că Duhul Sfânt și Duhul Domnului a venit peste Samson. Acum, deși Samson s-a făcut de rușine de câteva ori în viață, Biblia, vedeți, asta înseamnă har. De vreo 4 ori Samson s-a făcut de rușine în viață. Și Biblia spune de 4 ori că Duhul Domnului a venit peste Samson. Nu știu, există un echilibru, ăsta este harul lui Dumnezeu. Nu sunt chemat să facem studiul acesta. Însă de 4 ori Biblia relatează că Duhul Sfânt a venit peste tipul ăsta. S-a făcut de rușine, a făcut niște alegeri greșite. Alegerile acelea l-au făcut de mizerie, de iaurt. Dar deși s-a făcut de rușine, nimeni nu poate nega cât de mult l-a folosit Dumnezeu pe tipul ăsta.
Știți de ce Samson era un tip special? Pentru că Duhul Sfânt era peste el. Fraților, dacă vom fi vreodată special și ceea ce suntem special, suntem special numai datorită Duhului lui Dumnezeu. Doar Duhul lui Dumnezeu ne face unici. Duhul lui Dumnezeu vine peste noi și ne dă putere să trăim spre slava lui Dumnezeu. Și ce-am mai sezizat aici în viața lui Samson, ori de câte ori Duhul Sfânt venea peste el, diferența este mare între vechiul și noul legământ, ori de câte ori însă Duhul Sfânt venea peste Samson, ăsta făcea un lucru frumos spre slava lui Dumnezeu. Amin. Ce înțeleg de aici? Când Duhul lui Dumnezeu vine peste mine, eu încep să trăiesc pentru onoarea lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu vine peste mine, nu voi trăi pentru onoarea lui Dumnezeu, voi trăi doar pentru onoarea mea. Când însă Duhul lui Dumnezeu vine peste mine, încep să trăiesc pentru onoarea lui Dumnezeu. Tot ceea ce Samson a realizat în viața lui, toate izbânzile, le-a realizat prin Duhul lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Și aș vrea să închei spunând încă un lucru care mi se pare fenomenal. În ciuda faptului că Samson a fost un tip foarte imperfect, când Duhul a venit peste el, el a devenit perfect. Și l-a folosit pentru o lucrare perfectă, pentru că lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna este perfectă, gloria lui Dumnezeu. Același Duh Sfânt există și astăzi. Și când Duhul lui Dumnezeu vine peste mine, eu, imperfectul, încep să fac o lucrare perfectă pentru slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Și aici, în această seară, cam toți, dacă sunteți cam cum sunt eu, toți sunteți imperfecți. Cam toți sunteți imperfecți. Dar știți care este frumusețea? Duhul lui Dumnezeu ni s-a dat ca să facem o lucrare perfectă și să trăim o viață spre slava lui Dumnezeu. În ciuda imperfecțiilor noastre, să nu ne lăsăm să fim în viață fără puterea lui Dumnezeu. Și trebuie să mai amintesc încă un om și l-amintesc pe scurt. E vorba de Iefta. Și despre Iefta acesta în Judecător 11. Biblia spune încă un lucru frumos. Duhul în Judecător 11 cu 29. Zice, Duhul Domnului a venit peste Iefta. Duhul Domnului a venit peste Iefta. Și în momentul când Duhul Domnului a venit peste Iefta, spune Scriptura că și ăsta a început războiul și le-a pricinuit o foarte mare înfrângere dușmanilor poporului lui Dumnezeu. Închei spunând adevărul următor. Putem câștiga victoria asupra noastră și asupra vrăjmașilor numai când Duhul lui Dumnezeu mă conduce, mă controlează și mă stăpânește. Amin. Când nu Duhul mă stăpânește, firea mă stăpânește. Și când nu Duhul mă stăpânește, sunt în război cu alții. Când Duhul mă stăpânește, sunt în război cu firea mea pământească. Când nu sunt în război cu firea mea, sunt în război cu frații mei. Când însă Duhul lui Dumnezeu mă stăpânește, sunt în război cu mine. Însă când Duhul lui Dumnezeu mă stăpânește, biruiesc asupra firii mele. Glorie Domnului! Haideți să ne ridicăm și să încheiem momentele acestea de studiu. Și vreau să ne încheiem cu alte câteva clipe de rugăciune. Și vreau să fac o sinteză în următoarele câteva secunde, în timp ce stăm în rugăciune. Suntem ceea ce suntem prin Harul lui Dumnezeu. Însă biruința asupra eului nostru se poate câștiga numai prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Amin. În momentul când Duhul lui Dumnezeu vine peste mine și mă îmbracă cu putere, încep războiul. În momentul când Duhul lui Dumnezeu mă îmbracă cu putere, încep cântarea. În momentul când Duhul lui Dumnezeu mă îmbracă cu putere, încep să dau odihnă celor de lângă mine, adică pace. În momentul când Duhul lui Dumnezeu vine peste mine, încep să trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Și fac onoare. Și alții văd lucrul acesta și îl slăvesc